În zona de ștrand au fost montate încă 206 umbrele fixe confecționate din răchit, au fost achiziționate 400 de șezlonguri și 400 de măsuțe și s-a completat cu nisip. Totodată au fost făcute revizii generale ale instalațiilor, atât a celor din zona de ștrand, cât și de la bazin. Poviște, suntem pe litoralul de acasă, aici unde practic începe sezonul. Deși astăzi vremea nu este chiar potrivită pentru plajă, la complexul turistic de natație din Târgoviște puteți avea surprize foarte, foarte plăcute. Sperăm ca măcar pe finalul săptămânii să crească puțin temperaturile. Oricum, anul acesta sunt câteva noutăți în comparație cu anii trecuți. Sunt umbrele noi, de asemenea a fost achiziționat mobilier de plajă și tot ceea ce este necesar pentru a petrece câteva ore agreabile aici, la complexul turistic de natație din Târgoviște. Potrivit autorităților, la ștrand pot veni simultan aproximativ 2500 de oameni. Au fost însă zile când au fost și 4000 de persoane. Sunt și pentru copii foarte multe facilități și pentru adulți. Avem Lazy River-ul, care este foarte foarte utilizat și de asemenea nu există foarte multe la nivel național. Piscina pentru copii, piscina pentru adulți, zona de food și așa mai departe. Deci totul este pregătit pentru a putea să facem față, repet, tuturor provocărilor. Cei care vor să vină la ștrand plătesc doar intrarea. Un bilet costă 30 de lei pentru adult în cursul săptămânii și 35 de lei sâmbătă și duminică. Copiii cu vârstă de până la 7 ani au gratuit, iar cei de peste 7 ani plătesc 15 lei intrarea în cursul săptămânii și 20 de lei în weekend.